concept potrivit căruia fiecare acțiune fizică sau spirituală are în mod inevitabil o urmare. O literă, te rog, aici, că e... Încă una? Floriane. Ia să ne gândim. Nu? Legea firii. E un concept. Cauză. Cum? Cauză. Ai dat-o cu cauză? Da. Nu, e ceva pe acolo, da. Ești pe acolo, faci bine, primești bine. E un concept așa filozofic. Ce semene ai culegi? Culegi semeni vânt, culegi furtună. Te duc în zona aia. E o lege universală. E atât de ușor că o să te enerveze. Karma? Karma! Da, karma. Cât de aia ne-am dus? Te-am întrebat. Înțeles, da. Îți dau și un concept filozofic? Era și continuarea, dar nu mai zic, că aici karma is, nu mai zic. Nu e momentul, o știm cu toți. De aia te-am dus. Hai să vedem și concepte filozofice. Da, era un pic cam... Karma. Cam de gândeală, da. Păi nu ești tu din Gândești? Ba, da. Și am și gândit. Nu. Mai greu, dar am gândit. Da, a venit. Mai erau câteva secunde. Foarte bine, Florian. 6 litere, domnule profesor. 6. Îmi place relaxarea. A acoperi o întindere de pământ prin revărsare. Literă? Nu e greu. Da, deloc Sunt nu e greu. Sunt convins că nu e greu. Nu. E un verb ăsta la infinitiv, da, Florian. Da, îmi dau seama. Mama, cum trec secundele și e prima dată când te văd încurcat. A acoperi o întindere... Da, a se revărsa, dacă vrei, peste maluri. Inunda? Mai greu, dar e bine. Profesor! Ho, 2100 de lei! 3 minute și 12 secunde. Bun joc! Gândești. Și mai ușor ăsta. Izbucnire zgomotoasă de râs sau de plâns? Plural. Plural? Da, pluralul vreau. Hohote. Extraordinar. Mamă, cum le dă! Wo-ho-ho! Ridicăm sus jackpotul. Și ho-ho-ho-ul meu era tot un hohot, știi? 2700 de lei. Floriane, care aparține lumii întregi. Ești jurnalist sportiv din plăcere, ești profesor. Mondial? Fantastic! Fabulos! Mondial! 3400! Ești pe cale să stabilești recorduri la jocul cuvintelor. Floriane, extraordinar! 2 minute și 59 de secunde. Ăsta e un obiect. E foarte important, uite, te avertizez de pe acum la obiecte, să citești fiecare cuvânt din definiție. Definiția te duce exact în cuvânt. Zice așa. Barcă lungă cu fundul plat, încovoiată la proră și la pupă. Profesor fiind de engleză și de limba română, proră, pupă, trebuie, acolo e secretul, și încovoiată. Literă? Hai o literă. Ah! Barca. Ca noi, dar se potrivește. Dă-o din prima. Domnule profesor. Mai dă-mi o literă. Trozniți-o din prima. Fii atent, indiciu. Se manevrează așa. Uite indiciu. Cel mai bun indiciu este. Gondolă. Pai de mine. Wow. Gondolă. 3900 de lei. Da, 200 de lei, nu? Două litere ai cerut. Da. Două? Da. Sunt negre, știi, gondolele sunt. Da. Sunt, toate au uniforma aia. Floriane. Trecem la alea dificile, da, am înțeles. Uh-huh. Urcăm. Hai să vedem. Urcăm la alea grele, domnule profesor. 2 minute, 17 secunde. Lasă timpul. E bun. Fii atent. Situație sau împrejurare în care se află o persoană la un moment dat. E, ăsta nu e ușor, dar și costă 800 de lei. O literă, te rog. Hai, o literă. Te las să o gândești un pic. Am trecut în ultimele 2 minute. E starea în care se găsește
cineva sau ceva. Mai dă-mi o literă. Hai încă o literă. A fost pus cineva într-o situație neplăcută. Îți mai dau o literă. Da, mai dau. Ai încă una. 300 de lei. Bun. Floriane, tu acum ești în asta de a răspunde la în ipostază. Excelent! Excelent! 4400. Nu schițez nimic. Nu, sunt Iceman. Da. La sfârșit. Nu schițez. Mă bucur prin interior. Nu schițez nimic. No, mai le gândim acum că într-adevăr e un pic mai... 4400. Cât ai, Răzvane? 4800. Domn profesor, vine, calcă totul. Să vedem, să nu călcăm strâmb. Floriane, să nu călcăm strâmb. Ai văzut cum e? Sus, da, jos, sus, da. Jos. Ca un ecaghe. Îmi place comparația asta, ca un ecaghe, corect. Da, e meseria ta asta, domnule profesor, filologie. O plitere care se deosebește de restul. Oh. 6 secunde până la un minut. Nu e rău timpul. Stăm bine cu el. Din clipa asta mai avem un minut. Deosebit? N-ai cerut nicio literă. Nu. Ești pe acolo. Nu ești departe. De are trăsături speciale. Acum suntem contra cronometru. Avem jumătate de minut. Ești bine. Ai zis bine deosebit. Hai să mai încercăm. Nu poate fi confundat cu altceva, cu alte lucruri. Ești bine. Hai să găsim sinonime. Hai să încercăm sinonime, domnule profesor. Hai că putem în 8 secunde. E diferit. E deosebit. Nu e la fel. E deosebit. Hai, sinonim. Dă-mi un sinonim. Antonim. Ah. Da. Mă, și-am cobit acum câteva secunde. Am cobit-o pe asta. Cred că de aceea. Am cobit-o, știi că... EKG-ul tău. Da. E ca un EKG, sus, jos. Distinct. Deosebit. Da, distinct. Trebuie să cer o literă. Da. Dacă venea C-ul ăla, cred că... C-ul ăla, îți dădeai seama, așa-i? Da. Ne întoarcem, domnule profesor, da. Avem 3600, 4000 cât, Răzvan? 800. 4800, hai că ne întoarcem. Am 2 din 9, 2 din 10, astea sunt cuvintele scumpe. Floriane, acțiune incipientă care nu se dezvoltă pe deplin. Fii atent la definiția asta. Deci acțiune la început, care nu apucă să se dezvolte. E la început. Literă. Să o luăm pe logic, așa, știi? Intenția de a face ceva, dar nu finalizezi. Încă o literă. Hai, încă o literă. Ai o acțiune pe care o întreprinzi cu scopul de a realiza ceva. Planificare, nu. Când ești determinat să faci ceva, dar ești întrerupt. Ești determinat să faci ceva, dar te întrerupe. Atenție la timp, mai avem 8 secunde. Hai să-l oprim. Spui că ai avut o ce? Când vrei să... Tentativă. Ăsta era! Tentativă! Da, era și cuvântul de 900 de lei. E adevărat și asta. Fii atent, 4300. 4800 are Răzvan. Suntem la 500 de lei distanță de locul întâi și mai am una din 9 și 2 din 10. Adică, ho-ho-ho! Nu prea mai avem timp, da. Avem timp, domnule profesor. Avem timp. Avem. Lăsa-ți. Perechet, ok. Definiție. Care se aude de sau până departe? Se aude de departe sau până departe? Un zgomot puternic, prelung. Bubuitură? Zgomotul, adjectiv ăsta, adjectiv. Adjectiv. Zgomotul cum e? Poate să fie bubuitor, corect. Asurzitor? Bun, hai în zona asta. Hai, bubuitor, asurzitor, mai dăm sinonime.
Hai, Floriane, hai. Puternic. Are rezonanță. Rezonant. Oh! Ce aproape. Răsunător. Răsunător. Nu era... Nu era chiar complicat, nu. 2 din 10. Asta înseamnă că poți să fii pe locul întâi. 3400 de lei. Cu 1000, 4400. Cu încă 1000, 5400 și l-ai bătut pe Răzvan. 2 cuvinte în 3 secunde. Cel mai important, Floriane. Haț. E foarte important. Pac, da? Încep? Da. Cere și o literă cât poți de repede. Da. E sfatul meu. 3 secunde. Întâmplare cu urmări dezastruoase. N-ai cerut literă, n-ai cerut literă. De ce n-ai cerut literă? Întâmplare cu urmări dezastruoase. E jurnalist sportiv, face din bucuria asta. Ascultă-mă, domnule profesor. Heysel, Bruxelles, 1985, pare mi se. Liverpool, Juventus. Ții minte meciul? Da. Finale da, după da, campionilor. Da. Vreo 40 de morți acolo. Da. Ții minte? Morții aia, toți au fost ce? Victime. Nu, catastrofă, dezastru. Cum? Catastrofă. Catastrofă! Catastrofă! 4400. Da. Pe sport te-am dus pe... Da. Liverpool, Juventus. Heysel, Belgia, da. Belgia, ții minte. S-a jucat meciul, culmea. Da. Nu s-a oprit meciul. S-a jucat, da. De frica a nu cumva să... Fie mai rău. Să fie mai rău, da. Și s-a jucat. Întrebarea asta face diferența. Da, întrebarea asta te duce peste Răzvan. El are 4800, tu ai 4400. Da. Te duce peste el și te face să fii câștigătorul momentului. Domnule profesor, e un adjectiv la feminin. Deci feminin. Nu e greu. Nu e greu deloc. O să vezi. Da. În 3 secunde, să-mi ceri o literă. S-o cer. Care manifestă simpatie pentru cei din jur. N-am cerut-o. De ce n-ai cerut? Așa. Care manifestă simpatie pentru cei din jur. Feminin singular se termină cu... Da. E prietenoasă cu ceilalți. Generoasă? Nu. Empatică? Amabilă, mai amabilă. Zic și eu un sinonim. Haideți, domnule profesor, hai cu sinonime, hai că putem. Plină de atașament, de dragoste. Drăgăstoasă. Hai cu sinonim. Afectuoasă. Incredibil. Incredibil. 3 secunde lipseau. Incredibil, a sărit pe locul 1. Da. Incredibil. Da, acum pot să mă relaxez. Pot să zâmbesc. Mamă, ce meci a fost. Da, chiar, chiar că meci. Demn de un cronicar sportiv. Da, o să fac o cronică, ți-o trimit în privat. 20 da. De ani de profesorat în satul Cândești de lângă Buzău. Cu Cânda și cu Gâda. Proful de engleză din Cândești, să-l țineți minte. Gândești e jocul cuvintelor. Cândești e Florian. A fost mulțumesc, o mare bucurie, Florian. Mulțumesc.